Doamna producător, ce urmează? Cine? Doamna Velicu vine? Alături de noi, la minunata emisiune, o avem pe iubita interpretă de folclor, tradiție, Palaura. Numai o secundă. Și pasiune. Vine să vorbim despre tradiție, frumos. Despre ie. Da. Da. Tu ți-ai luat paharul ăla cu apă degeaba. Ciucă, vine alături de noi doamna Mioara Velicu! Mama Mioara, vă iubesc! Fetelor, nu plecați! Avem plăcinte! La plăcinte înainte! Să rămână mama Mioara! Bine v-am găsit! Să ne mai pupăm încă o dată! Da, Măruță, ți-am adus pentru că am văzut că Roxana Vancea ți-a făcut o poftă de plăcintă. Vă le vede doamna Velicu! Asta a fost bună! Și ne mai trece pofta! Da, și ne mai trece pofta, Ciucă, da. Ne-a adus doamna Velicu plăcintă, bă, să ne mai treacă pofta, că mi-a văzut că mi-a fost la Vancea ție la Laura. Ai înțeles? Vă rog frumos, așa a zis doamna Velicu, n-am zis eu. Și eu dacă zic adevărat, să știi. Da. Doamna Velicu, felicitări că ne-ați adus această plăcintă. Vreau să o tai în fața publicului, să se vadă că nu este butaforie și că este exact așa cum trebuie. Este o plăcintă făcută de mama Mioara. Iar mama Mioara, când face plăcintă, oameni buni, ceea ce nu știți dumneavoastră este că dumneavoastră și cântă, spune și povești pentru aceste plăcinte. Și iată cum ies aceste plăcinte. Vreau să vă spun că sunt zemoase, mere proaspete, da, aromate, făcute... Parcă-mi face și mie poftă. Cu nucă. Cu nucă, da, foarte, o rețetă... Nu, foarte dulci. O rețetă la Mioara Velicu. Păi n-am pus zahăr, să știi, că numai ce-i mărul, cum are dulceața mărul. E foarte mărul. Gustos. Da. Doamne, vreți să gustați? Nu. Nu, dar cât mănânci tu... Zicești tot ce vreți. Păi asta, cât mănânci tu, vreau să spun un ban cu oltenii. Cu olteni? Ziceți, doamna Velicu. Să te las să mănânci sau după aia? Ziceți-l acum, că e cu olteni. Vreți și voi? Ci că un oltean venea de la Craiova la București și s-a urcat în tren și... Trenul a prins viteză și plopii pe marginea drumului mergeau mai repede. Și băi, dar la întoarcere eu iau un plop pentru că merge extraordinar de repede. De la gara de la București, zis și făcut să urc într-un plop. Și în timp ce așteptați să plece trenul, un vecin îi zice: Mărine, dă-te bă jos de acolo. Da, de ce? Păi eu m-am uit defect, mă, că eu am stat 3 zile în el și n-a pornit. Așa e noi la olteni. Suntem câteodată cu simțul umorului foarte dezvoltat câteodată. Să știți că este senzațională plăcinta. Cum să mă supăr, doamna Velicu? Știți că vă iubesc, mai ales că după emisiune vă duceți la Galați. Sigur că da, la concertul aștept, tradițional. Aștept, da, cu Andra. Iar duminică am văzut că sunteți cu frații Advahov în București. Da, la obor aici. Da, sigur că da, îmi face deosebită plăcere. Suntem eu, Enceanu, Aurora și Cusândel, Veta Biriș și Ionuț Fulea. Da. Deci duminică, da, de la ora 19, aici la obor, Ciucă, lângă noi. Merge și noi duminică la ora 19:30, auzi, intrarea liberă e ziua ei. Ziua ei, da. Am văzut la dumneavoastră și pe Facebook. Suntem alături de orchestra fraților Advahov, care este extraordinară. Frații Advahov, duminică, acum aici în fața primăriei de la Piața Obor. Da. Spectacol cu frații Advahov și mulți interpreți, cum ați aflat, de muzică populară. Senzațional, dar știți ce, nu înțeleg. Deci astăzi vă duceți la Galați, duminică cântați aici. Ați fost toată ziua prin Spania, ați fost prin țară, peste tot toată ziua cântați. Când mai aveți atâta energie? Plecați și în America, cum ne plecați? Eu, știi cum îmi zicea mama mea? Că sunt ușărnică. Nu știu, dar aveți ușărnică atât... știi ce înseamnă? Adică umblu din ușă în ușă, mă duc. De la spectacol la sau spectacol. Sau cum ar zice prietenul nostru, Schizo Skills, umblați teleleu. 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 Dar nu cam teleleu, că teleleu umblă degeaba. Eu umblu... Cu... Da, serios, aveți atâta energie... Și da, cum rar am întâlnit să vă pe cineva. Măruță, vreau să spun că ProTV-ul și... spectacolul Andra tradițional este a doua mea familie.
Eu mă simt extraordinar de bine. Când a pus ferma... Exact de atunci. Deci pe mine m-a relansat ProTV-ul cu acea emisiune minunată Ferma Vedetelor, unde am putut să cânt și altceva și unde m-a cunoscut lumea și civil, pentru că mergeam pe stradă, puteam să fac orice, să mă duc oriunde, să am amant, să am asta, când nu mă cunoștea nimeni. Dar acum, acum mă cunoaște, mă trebuie să stau liniștit. Păi și mai bine acum. Și în civil. Dar oricum, e bine că eu sunt o fată cu minte și... Nu! Adică cu minte. Nu mă, eu întrebam dacă e mai bine acum, că acum toată lumea. Hai să facem o poză cu Mioara Velicu, hai de un autograf. Mama Mioara, ce face? Mama Mioara, mama Mioara. Dar mie îmi place extraordinar de mult, pentru că pe mine publicul mă ține... sănătoasă și tânără. Nu trebuie să mă uit în buletin, trebuie să mă uit aici în sufletul meu, pentru că eu sunt la fel cu cei tineri. Eu merg peste tot și sunt acceptată în grupurile lor și asta nu poate decât eu să mă bucure. Eu confirm, pentru că în turneul ăsta e un grup de WhatsApp și sunteți cea mai activă, cea mai haioasă, cea mai plină de viață. Dar am înțeles că plecați în Turcia? Da. Când? Pe 28 august până în 4 septembrie. Cu Mirabela Dauer? Mirabela, da, în Antalya la Side. Și de bea aștept, pentru că Mirabela este feblețea mea, este o femeie extraordinară. Da, vacanță? Vacanță, da. În sfârșit. Mioara Velicu și Mirabela Dauer. Dar nu să știi că dacă apare cineva, poți să cânt și acolo. Deci din 28 august în 4 septembrie. Da. Ne faceți nouă niște filmări de acolo, să vedem cum vă distrați. Sigur, bineînțeles că m-am și gândit cu Mirabela și o să vă trimitem un filmuleț de acolo. Și ce faceți chiar acolo? O să fim plajă, mâncare, trebuie să slăbesc. Dar eu vreau să spun că tu ai slăbit. Așa este. Aveți dreptate. Cum n-aveți încredere în mine? Ba da, pe cuvânt, și eu mă simt cad de pe din picioare. Mă ia cu amețeli. Sunteți senzațională. Mulțumesc frumos. Și invit pe toți cei care se uită la noi să vă caute pe Facebook Mioara Velicu. Așa este și pe Instagram Mioara Velicu, pentru că acolo puneți toată activitatea noastră și lumea vede cât de mult munciți. Da, dar nu prea știu eu să umblu așa pe Facebook, să pun tot felul de asta și apoi nici nu-i în firea mea să pun, pentru că... Vă ajută fiica noastră. Mă ajută, dar eu nu vreau să știi toată lumea unde am cântat, ce am făcut, ce am câștigat, cât am câștigat, pentru că sunt oameni care trăiesc mai modest și eu tot modest trăiesc, nu pot să spun că excelez, dar oricum e mai bine, că eu sunt clasa de mijloc. Acum nu știu dacă mai e clasa de mijloc, că era de jos clasa de mijloc și sus. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dat și dacă pot să merg în continuare și pentru faptul că am fost inclusă în tradițional Andra, eu mă bucur din suflet, pentru că eu sunt decan de vârstă acolo, știi, bine, nu? Sunteți decan de vârstă, dar și cea mai plină de viață și noi vrem să vă ascultăm și cântând. Tocmai de aia stăm cu minței, cât e o scurtă pauză de publicitate, nu mâncăm nimic. Uitați-vă cum arată tava. Așa o să o vedeți și după ce ne întoarcem din publicitate. Uitați-vă că nu mâncăm nimic. Nu mâncăm. N-avem voie, am venit la serviciu să muncim, nu să mâncăm. Mioara Velicu pe final de emisiune ne cântă și ne face mândri că suntem români cu un asemenea interpret ca dumneavoastră. Mulțumesc mult. Pe cuvânt, pentru că sunteți o artistă. Spuneați dumneavoastră că faceți parte din clasa mijlocie, dar sunteți o artistă care face parte din istoria muzicii populare în România. Și ăsta e adevărul. Și știți cât vă iubește lumea și noi vă iubim mulțumesc mult. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Vă mulțumesc. Și... și eu am să cânt acum Zi Gheorghiță, zi cu foc, când eu intrat un junghi în spate și trebuie să joc. Oameni bune, vedem pe Instagram la Măruță Liniuță Jos Pro TV și pe pagina mea de Instagram Cătălin Măruță. Vă mulțumesc, seară frumoasă. Cântă celebra Mioara Velicu. De 3 săptămâni jumate ne-o intrat un junghi spate, ne-o intrat un junghi spate, măi bădiță măi. Și am dat cu toate șele să iasă junghiul din șale, să iasă junghiul din șale, măi bădiță măi. Dijaba și să vă spun că mă doare și acum, am gândit că de-o juca, poate nu mă mai durea. Dijaba și să vă spun că mă doare și acum, m-am gândit că de-o juca, poate nu mă mai durea. Oi, oi, dozi Gheorghiță zic cu foc, oi, cât tare îmi place să joc. Da, zi cu foc și zi mai tare, ai o lecuță mă mai doare. Ai o veșină
mine cărcotașul și din hiribu, clucașul și din hiribu, clucașul mai bădiță mai. Mi-a spus că jung iudiță, ne intru în pământ cu zâlii, intru în pământ cu zâlii, mai bădiță mai. Să mă duc la baba Ioana, că-i din jemenii sărmana, să pui jos, să mă calce și jungiu mă las în pașe. Să mă duc la baba Ioana, că-i din jemenii sărmana, să pui jos, să mă calce și jungiu mă las în pașe. Hăi, hăi, da, zic Gheorghiță, zic cu foc. Hăi, cât tare îmi place să joc. Da, zic cu foc și zic mai tare, parcă nu mă mai doare. De când joc parcă neghini și jânghiu nu mă mai ține, și jânghiu nu mă mai ține, mai bădiță mai. Uite așa i-am găsit leacul și s-o duc jânghiu săracul, și s-o duc jânghiu săracul, mai bădiță mai. Lasă ducă unde o vrea, nu să stea schinarea mea, am să-l duc veșinilor să stea și în schinarea lor. Lasă ducă unde o vrea, nu să stea schinarea mea, am să-l duc veșinilor să stea și în schinarea lor. Oi, oi, da, zic Gheorghiță, zic cu foc. Oi, cât tare îmi place să joc. Da, zic cu foc și zic mai tare. Oi, cât din loc nu mă mai doare.